lassan. Pedig ott kéne maradjon. Nem kell senki ott maradjon. Itt mi vigyázzunk. Dicsőítessék az Úr Jézus Krisztus, szeretettel köszöntök mindenkit, és örülök, hogy találkozunk, mert mindig találkozás az ember élete Istennel és emberekkel. Köszönöm szépen, hogy érdeklődnek a Lápos-bányai plébánia élete miatt. Tedevro patvuzes de anu sa făcut lucrări la Biserica Romano-Catolică din Băița. Acum am avut oportunitatea să o facem. Din păcate sau din fericire, nu știu. Eu am fost omul care putea să acceseze niște fonduri, în primul rând de la guvernul maghiar. Din Ungaria am primit în jur de aproximativ 40.000 de euro, cu care trebuie să facem lucrările bisericii. Este un lucru foarte important pentru comunitatea noastră, pentru că așa cum fiecare om are casa lui și se gospodărește, vrea să facă, să înfrumuseseze cumva, așa și noi vrem să facem casa Domnului să fie cât mai frumoasă, cât mai primitoare, desigur pentru lumea voastră. Pentru enoriaș, pentru cine vine să se roage, să se întâlnească cu Dumnezeu. Este un loc foarte important. Eu zic că cel mai important loc unde ne întâlnim nu numai unii cu alții. Ne întâlnim oamenii, omul se întâlnește cu Dumnezeu. Și biserica de aceea este foarte importantă și sigur vă așteptăm și vă primim cu drag oricând, când aveți disponibilitate și când puteți să veniți la biserică. Ce anume trebuia făcut obligatoriu? Punctual? Bănci? Nu știu. În primul rând trebuia să se facă tencuiala, pentru că a fost igrasia și a fost deteriorat. Trebuia reamenajat tot pereții, cum a venit, instalația electrică în al doilea rând, pentru că nu s-a făcut, cum v-am spus, de vreo 40 de ani, nu s-a făcut așa ceva. Băncile trebuiau iară scoase, vopsite, făcute. Trebuia făcut exteriorul, nu putem să-l facem, aș vrea eu să-l fac, dar nu pot să-l fac pentru că nu avem fonduri suficiente. Sigur că ar trebui să facem și exteriorul, ar trebui să facem un drenaj în jurul bisericii, ar trebui un trotuar de protecție în jurul bisericii. Dacă nu facem asta, înseamnă că nu am făcut nimic, pentru că din exterior se umezește biserica, din exterior se strică. Când vom avea fonduri? Eu cred că anul viitor găsim niște fonduri cu care să încercăm să facem și exteriorul. Din punctul nostru de vedere, eu cred că am procedat bine pentru că am făcut cu meseriași, în primul rând, dar nu numai cu meseriași, și cu oamenii. Eu doresc ca oamenii să simtă că biserica nu este a mea, deci biserica este a noastră. Și, de exemplu, ei trebuie să lucreze la vopsitul băncilor, ei trebuie să lucreze la vopsitul ușilor, de exemplu. Sigur, puteau să facă și meseriașii, dar doresc ca omul de rând, băițeanul, să simtă că este biserica lui, nu a mea. Suntem nu numai pe ultima mea. 100 de metri, putem spune, la final cu lucrurile. Pe ultimii 50 de metri, dacă doriți să spunem, da, pentru că avem foarte puțin de lucru, numai vopsitul băncilor, mai avem vopsitul ușilor, și instalația electrică, deci corpurile de iluminat și în acest fel aș dori să mulțumesc primăriei Tăuț Măgerăuș care ne-au ajutat și cu banii comunității o să facem noi o parte a lucrării, deci instalația, nu instalația electrică, corpurile de iluminat cu banii primăriei, cu banii dumneavoastră se vor face. Restul, cum am spus, din banii guvernului maghiar și sprijinul comunității noastre
care au contribuit, fiecare cum a putut, cum a știut, și Dumnezeu să-i mulțumească pe toată lumea. Szeretném, hogy a kedves hívek megtöltsék ezt a templomot, amit most mi felújítunk. Lehetőségeink szerint megpróbáljuk valahogy felújítani, de még mindig nem ér semmit, hogyha önök nem jönnek. És én azt szeretném kérni az egyház nevében, az Isten nevében, töltsük meg ezt a templomot. Önökért van, értünk van, minden templom csúnya, ha üres. De ha tele van, ott az a hely, ahol találkozhatunk Istennel, és mindenkinek szüksége van arra, hogy Istennel találkozhasson. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Am început lucrarea și cu bunul ajutorul Dumnezeu am reușit să rezolvăm unele probleme. Mai sunt de rezolvat, dar însă credem că la sfârșit o să fie bine, dacă ne ajută Bunul Dumnezeu, Bunul Înțeles, să putem înainta și să arătăm că totuși în acest an, în urmă, nu s-a făcut aproape nimic și să putem face ceva frumos și bun. Pentru creștinii din Comuna Băița, Roma Catolici, mulțumim acelor care ne-au ajutat și ne sprijină în munca de toate zilele care desfășurăm. Am rezolvat cu băncile, am curățat ieri, am mai reparat și ducem în biserică, așezăm la loc și începem să-l vopsim cât se poate de frumos cu vopsea din lac și să pregătim biserica pentru a sfinți, mai bine zis. Și mulțumesc lui Bunul Dumnezeu că ne-a ajutat, că în sfârșit, după atâția ani, să putem face și noi un lucru care să ne placă creștinilor și celor care vin să să se roage în biserica noastră. Mergeți, sunt spre gata, cum ar veni. Da. A început de mult șantierul? De vreo 3 luni de zile. Am întârziat din cauze obiective, subiective. Știți din asta. Băi, astăzi trebuia, ne-am mobilizat aici ca să venim la biserică, marea majoritate, mai mulți. Foarte important ca să fie aici alături de toți. Curatori, biserică și toți așa să fim toți împreună. Că dacă nu, nu se face. Că dacă nu, rămâne totul nefăcut. Rămâne totul în paragină și așa mai departe. Să nu închidă bisericile, să fim cât mai mult mai aproape unul de alții, pentru că așa cere și Biblia. Și Iisus Hristos așa au zis că să fim cât mai aproape de unul de altul și să avem grijă de unul de altul și să fim oameni buni. Acum nu mai aveți mult. Mai avem un pic. O 2-3 săptămâni sperăm să fie gata totul. Așteptați momentul sfințirii? Așteptăm momentul sfințirii. O să fim toți aici alături de Domn Părinte și de toată lumea. Sperăm să curgă toate regulile și bine.